S-a născut în Transnistria și primul său nume a fost Adolf. Ulterior a devenit Vladimir prin hotărârea fermă a unui preot ortodox. Așa a pornit prin viață viitorul scriitor canonic Vladimir Beșleagă. A trăit în epoci diferite, zice el, din lumea patriarhală a mămăligii și căruței până la cea a informaticii, virtualului și a consumului excesiv. A văzut și a îndurat atât de multe încât îi se pare uneori că a trăit mai mult de 1000 de ani. A trecut prin nemiloase cumpene și praguri, cărți refuzate, zboruri frânte, cenzură aprigă, sărăcie, șomaj și moartea neașteptată a celor apropiați. Cumplite vremi, dacă ar fi să cităm titlul ultimei sale cărți. Dar supraviețuitorul din el s-a ridicat de fiecare dată și a mers mai departe învățând. Vladimir Beșleagă și Angela Brașoveanu, azi în studio la o nouă ediție Egoist. Domnule Vladimir Beșleagă, sunteți considerat unul din cei patru canonici, cei patru scriitori canonici ai Republicii Moldova. Vă este strâmtă această mantie, vă este largă. Știu că nu vă plac laudele, știu că spuneți că eu știu mai bine unde să mă poziționez și cum să mă poziționez. Deci cum vă poziționați? Da, eu sunt la curent cu acest canon. Canonizare da, din timpul vieții. Cu problema canonizării. Dar vorba e că nu mă prea las eu sedus de aceste decizii sau de aceste onoruri, pentru că totul este sub timp și timpul triază. Hai că au fost 10, hai că au fost 5, hai că au rămas 4, poate să rămână 1, poate să rămână 2, poate să nu rămân niciunul. Așa că mângâierea este din moment, că ești inclus în canon. Deci nu displace. Așa-i, totuși, orgoliu până la urmă. Da, este. Este mângâiat, da. Dar canonul, după cât pricep eu, totuși a fost, are bază, are o anumită bază, mai ales că sunt autori diferiți. Și ca viziune, și ca expresie, și ca experiență, și ca modalitate, tot. E vorba de Druță, Beșleagă, și mai sunt Busuioc, patru, și de exemplu, da. Dacă să-l adăugăm pe al cincilea, ar fi Sfii și Serafim Saca. E, hai să-l adăugăm. Hai, noi da. Suntem generoși. Vreau să ne întoarcem în timp la momentul când mama dumneavoastră, o fată de 17 ani, merge pe jos la spital să vă nască. Pentru că nu era nimeni să o ducă nici cu căruța și mai ales că nu era nici vorba de mașini, probabil, atunci, în 31, în Transnistria. Așa a fost lucrul ăsta, eu l-am aflat târziu, după ani, pentru că mama mea a fost o ființă foarte discretă și multe lucruri le-am aflat nu de la dumneai ei, dar de la surorile ei, de la mătușile mele, de la alte rude. Chiar odată, mergând cu un fotograf de la muzeu, ne-am oprit la șosea și acolo el a mers cu camera lui de fotografiat și am găsit blocul unde era blocul de naștere, maternitatea. El a făcut o poză. La câți kilometri era de casă? La vreo 3 kilometri. Era dintr-o margine de sat în altă margine de sat. Și era căldura mare, era zăpușală. Iulie. Așa am aflat. Da, dar acolo spitalul era în fosta poștă, localul poștii de cai. Înainte așa era. În acest spital care a fost graj de poștă, s-a născut micul Adolfică. Da, vorba e cu numele meu de la început. Dacă mama mea n-avea nici 17 ani, sau de acum avea... Și tatăl dumneavoastră avea 25, dar nu era mai matur, așa, da. După... Eu am descoperit în hârtiile părintelui meu un fel de dovadă, mărturie sau certificat scris de mână din partea medicului, dar peste un an abia, peste un an, adică în 32, îi venea să confirme data nașterii mele. Și acolo, în singurul document care s-a păstrat, singura hârtiuță, așa cum vă spun eu, era fixat numele acesta. Beșleagă Adolf. Beșleagă Adolf. Scris așa, cu tare cetățean, s-a născut un fiu cu tare nume, singur. Mai mult n-am găsit nicăieri. Poate că în actele personale a lui tatăl meu să fi fost introdus.
Da, da. El v-a pus numele după numele unui savant german, pe care îl văzuse pe un calendar. Da, exact. După numele unui savant german matematician, pe care el l-a găsit într-un calendar. A citit într-un calendar, i-a plăcut numele și mi l-a dat mie, mi l-a atribuit mie în anul 31. Dar pe urmă au fost mai multe opinii, controverse, chestii din astea. Dar astea sunt lucruri de acum de altă natură. Știu că el chiar pe urmă s-a mai folosit de faptul că v-a pus odată numele Adolf, pentru că în momentul în care el era, în timpul războiului, era, mă rog, anchetat și era învinuit că a colaborat cu rușii, el a scos pașaportul și a zis, uitați-vă, fiul meu este Adolf, eu am știut, da. Din adorație pentru Führer. Da. El, ca mulți săteni de-ai noștri, ca tineri, mergea la muncă în colonia germană Kassel, care era vecină cu satul nostru, și duceau acolo la câștig să facă bani. Și el acolo, fiind, lucrând, a prins ceva din spiritul gospodăresc german, cu simpatie față de germani, cu modul lor de a se comporta, toate astea. Și era, deci venea pe două linii, venea pe linia calendarului, dar și pe linia experienței vii lucrurile astea. Iar cât privește numele care mi l-a dat mie și care a fost schimbat. Când a fost să mă ducă la botez, preotul din sat, un rus, preot rus, n-a acceptat numele acesta și a spus că ăsta este nume catolic și eu nu vă-l botez. Și atunci, la început s-au dus fără niciun document. Pe urmă au cerut documentul, pașaportul sau ce-o fi avut, carnetul militar, livretul sau ceva, și mi-a dat numele lui. În felul ăsta eu am ajuns, a fost creștinat cu numele de Vladimir. Dar numele acesta s-a păstrat în copilărie ani la rând și cu colegii mei de joacă îmi spuneau Adic. Adic. Spuneau Adic. Deci cum a fost să vă pomeniți la un moment dat cu numele schimbat? Mai reacționați la... Iar când am venit eu la școală, în prima clasă, în 38, am avut diplomă de, cum să zic, de laudă să numeam diplomă, unde era notat numele meu, de acum era Vladimir. Și era scris în ucrainește, pentru că Volodimir. Teritoriul în Volodimiru. Dar nație, Volodimiru, Beșleagov, domnul Ștou, ucenii, pervoc, perșo, clasă, așa mai departe. Era în componența Ucrainei. Spuneți-mi, rog, dar în momentul nașterii, când îi se dă un nume omului, el totuși trăiește sub o anumită stea și în momentul în care se schimbă numele, n-ați simțit așa un soi de dualitate toată viața, un soi de... Da, este ceva mistic în schimbarea numelui. De fapt, se obișnuiește în populație la noi, când un copil este bolnav, este trecut prin fereastră, îi se dă alt nume și în felul ăsta scapă de boală. Dar problema cu care a întrebat Nathan în timpul războiului a fost așa, că tatăl meu în timpul administrației române a fost câțiva luni, a fost notar de comună, că era om cărturar, știa carte, pe urmă a fost pedepsit, a fost judecat, nu știu ce, iar când se retrăgea frontul, Gestapo-ul îi culegea pe toți care erau suspecți și l-au cules și pe el în ianuarie, februarie 44. Și el acolo a scăpat pe baza acestui nume. A spus că, uite, eu am avut simpatie, nu știu ce. Dar asta era sigur că era o invenție a lui. Pentru că la acea vreme, când am apărut eu pe lume, era anul 31. Da. Führerul încă nu era ceea ce devenise pe urmă la sfârșitul anilor 30. El încă nu era abia... El a venit la putere, știi când? În 33. Dar eu sunt născut în 31. Deci aici nu e nicio relație. Vreau să vă întreb, în momentul în care preotul era Vladimir și v-a pus numele Vladimir, câți de Vladimir mai erau în sat? În sat numele erau după calendarul bisericesc se dădea, dar erau și nume tradiționale. De exemplu, eu am avut o mătușă care se numea Domnica, Domnița. Și erau alte nume, urme foarte interesante. Pe urmă, de acum s-au infiltrat nume mai mult rusești sau din... Scrieți dumneavoastră în amintiri, că v-ați văzut, v-ați format ca personalitate în primii ani într-un hâj. Ce fel de hâj a fost ăsta? Părinții mei, când s-au căsătorit, tatăl meu era dintr-o familie numeroasă
și nu aveau unde ei să formeze o gospodărie nouă. Și atunci umblau la gazde, la diferite rude. Și chiar în prima iarnă, deci anul 31 spre 32, când aveam eu jumătate de an, părinții mei locuiau într-o chichineață, cum se zic așa, o bășdeaucă micuță. Acolo era pe urmă, eu pe târziu, când am devenit matur, am vizitat și am văzut, ia că aici ai fost tu, ia că aici. De acolo mi s-a tras mie prima cumpănă în viață. Tatăl meu, în timp de iarnă, fiind un picuț cu niște pahare, m-a scos să laude la gard, să laude unui trecător pe drum. Uite ce ficioară am eu cu tare, dar eram gol, goluț și am răcit tot și era pe cale să mă curăț, cum se zice, să dau ort. L-a mustrat pe urmă conștiința că v-a făcut rău, pentru că am înțeles că v-ați tratat tare mult în copilărie. Chiar spuneați că vi s-a deformat coșul pieptului, da, de la cea răceală. Exact. Și acum pieptul s-a deformat. De atunci mie mi-a spus tot mătușile mele, cum spuneam, mama mea era foarte discretă, nu se lansa în asemenea confesiuni, dar m-au salvat. Tatăl meu în scrisori de fapt spunea că el a intervenit cu doctorii, dar bunica mea spunea că nu, doctorii au zis că gata cu el, nu mai poți fi salvat. Și atunci m-a dus la babi, la doftoroaie, la vraci populari și aceia m-au salvat, ele m-au făcut. Am avut bunica, o bunică mai dus extra. Și l-a descântat de frică și da, la... Da, da, mai de pe urmă de acum deja au fost și cazuri din astea, da. Atunci nu era tradiția ca să fie un singur copil în familie? Până la urmă ce s-a întâmplat că dumneavoastră sunteți unicul copil? A fost asta benefic pentru dumneavoastră? V-ați simțit tot timpul, eu știu, diferit, deosebit, unic și repetabil? Sau ați avut nostalgia, da, fraților și surorilor? Eu am avut toată viața mea în copilărie, deci din început am avut un vis, am frate, soră și nu am avut. De ce s-a întâmplat asta, nu pot să spun, dar bănuiesc și știu că a fost ceva la mijloc, o maladie care a afectat-o pe mama mea în primii ani, după nașterea mea. Da, și care pe urmă i-a mocnit și spre vârsta de 50 de ani a dus-o în pământ, dar a fost o maladie, a fost un început care de atunci, în felul ăsta, eu am fost singurul copil la părinți. Dar de fapt, aveam o soră care s-a născuse de la tatăl meu, de fată mare, și care a murit la naștere. Și acea soră eu am aflat abia când am ajuns la vârsta de 17 ani. Și când am pătruns eu misterul familiei mele, enigma, pentru că până atunci eu n-am știut nimic. Și când mi-am dat seama din ce familie și în ce context am apărut eu pe lume, asta era în perioada teribilă a colectivizării, a deportărilor. Și mama mea s-a căsătorit, cum se zice, în mod forțat, cu ochii închiși. Pentru că dacă nu pleca din familie, era și ea deportată. Așa cum a era fost fratele ăla. Și bunelul meu de pe mamă, părintele ei și cu unchiul meu, cu fratele ei mai mic, au murit în al doilea an. În 33 au fost deportați și în 34 s-au prăpădit amândoi. În pădurile Rusiei, în frigurile celea, în muncile celea grele. Și eu când am, în 48 aveam 17 ani, am înțeles, am pătruns familia asta, enigma familiei mele, în ce condiții am apărut, eu mi-am zis că eu nu am drept să trăiesc pe lume. Pentru că eu am apărut cu prețul morții bunelului meu și a unchiului meu. Și am avut un moment, cum au adolescențe de multe umori, mult de a pleca din viață. Asta a fost o criză teribilă. Și nu numai asta a fost. Tot în acel an, vară, la câmp, la munci, am aflat de sora mea aceea. Pentru că și ea lucra acolo, la câmp, la treierat, la batoză. Și eu, intuitiv, neștiind că ea este sora mea după tată, am simțit o simpatie față de dânsa. Și cineva a transmis în sat și a spus, ia uite, băietul ăsta, Natalie, vrea să aibă vorbă cu fata asta.
și mi-a transmis din gură în gură să nu cumva că asta e soara ta. Și eu am aflat lucrul ăsta odată în celeași... Atunci a fost criza cea mare existențială mea, când am aflat eu și enigma familiei și de soare. Ce ați făcut în momentul acela? Cum v-ați trecut? Vă spun drept că mi s-a imprimat în memorie în momentul ăsta. Era la area de unde se trăiera grâu. Era o movilă mare de grâu, așa, de un metru și ceva. Și era grâu roșu, ca aur. Eu își țin minte că m-am aruncat cu brațele așa întinse. Era o zi cu soare foarte puternic. M-am aruncat și am spus, asta bătea ca un clopot în urechi, nu am dreptul să trăiesc, trebuie să mor. Din ce chinuri, pentru ce chinuri, din ce familie, din ce neam, din ce perechi m-am născut eu pe lume. Și atunci a fost ca un întuneric. Prima dată am simțit eu că mă duc așa ca într-un tunel, întuneric, și deodată m-am oprit. Și parcă a venit o voce de undeva, de sus, și a spus, odată și te-ai născut, trebuie să trăiești, dar să știi că datoria ta este să spui adevărul, să-l știi lumea, ce-a fost lumea asta, cum a fost, cum au trăit părinții tăi, bunei tăi, ce-au suferit, pe nedrept, cum au fost chinuiți, cum au fost exterminați. Asta e datoria ta în viață. Și iată, când am ajuns eu să vin autor de cărți, până la urmă am scris într-o carte care se numea Nepotul. Nepotul, în cartea mea Nepotul, am scris în linii mari, vă zic că e o carte de ficțiune, dar are și un substrat, real. Ați trăit într-o familie așa de telenovelă, de părinții au divorțat când aveați vreo 4 ani, dar oricum au trăit toată viața împreună în aceeași casă. Ceea ce a dus la, eu cred că toată lumea a fost nefericită, dar în același timp n-au vrut să accepte că celălalt poate fi fericit cumva în afara familiei. Mi se pare mie sau e celălalt... Da, detaliul ăsta figurează și eu l-am expus în memoriile despre tatăl meu. Tatăl meu a fost un personaj foarte pitoresc, chiar cu anumite spirit de aventură și foarte lumesc. De mic copil fugea de acasă de câte ori, era bătut. Da, era cel mai mare, cel mai alintat era și cel mai neastâmpărat, cum se zice, mai șotios. Și iată, la vârsta aceea de 4 ani, în scrisorile tatăl meu de la Ural, de la pușcăria lui, mi-a descris pe asta, dar eu știam și fără el ceva. Cea mai frumoasă ființă și cea mai dulce, după părinții mei, după mama mai ales, era bunica noastră, Natalia, care a avut vreo 8 copii, din care au trăit vreo 5, și care ne-a aciuat pe noi verișorii toți și ne-a luminat cu povești, ne-a înflorit viața, ne-a frumusețat-o. Și atât când a aflat ea că părinții mei au divorțat, a venit ca o pasăre maiastră, zburând așa deasupra satului, a venit la gazda unde locuiam noi, la alte rude, și a spus așa, tu, Vasile, ce ai făcut? Tu te-ai despărțit, dar tu pe copchilul ăsta, cui îl lași? Și nu numai a spus așa, dar a găsit o bocnă, o strachină de lut, erau strachini de lut, și când a făcut odată tranc în căpățâna lui, în pleșul lui, a făcut bucăți și Vasile imediat s-a trezit și nu a mai plecat din casă. Și a rămas să conviețuiască divorțați. Adică formal. Acum vreau să vă spun că în timpul administrației române părinții mei erau foarte solicitați să cununi pe alții, pe tineri. Și a cununat pe mult. Și eu nu m-am gândit cum poate... Ei fiind necununați fiind divorțați. Înseamnă că ei au fost cununați. Pentru că preotul de unde te treabă? Ești cununat. Întâi i-au cununat pe dânsii, așa că ei au fost despărțiți, dar totuși au fost cununați. Știind ce mare mahar a fost tata dumneavoastră din cartea tata Vasile, cred că putea să-l îmbărlige și pe preot, că el știa să obține orice. Dacă zici dumneata, așa, posibil și așa. Dar noi am avut un preot, vreau să vă spun, un preot se numea preotul Malai. Preotul Malai era de la Mereni. Acest preot Malai eu l-am cunoscut personal. Era un preot
foarte interesant și foarte comun. Dar mai era și un preot, aveam un preot din Oltenia, tot în perioada aceea. Ah, care a împrumutat bani de la tata dumneavoastră și a plecat și nu i-a mai întors nici da, banii. Da, care, în schimb, care era un mare amator de mașini, de camionul, da. Așa că posibil să fi fost și cununat. Dar mi-a plăcut scena când spuneți dumneavoastră că preotul își lăsa rasa, o așternea pe pământt, se așeza pe ea și se băga sub mașină să repare. Să vadă cum se încheie acolo șuruburi, din simplu motiv că îi plăcea o învățitoare, își care vrea să plimbe cu mașina. Da. Tatăl meu în perioada aceea a fost judecat la 2 ani de muncă la Ociakov, tot pentru chestii bănuieli care avea relații cu partizanii, cu nu știu cine. Și el s-a răscumpărat cu mărci. Era atunci, circulau în zona noastră mărci Germania. Și cred că prin preot a făcut treaba asta. Pentru că nu e corupție începută de astăzi, de la noi. Organele de pe vremuri erau la fel de corupte, da. Așa că în felul ăsta a scăpat. Odată a scăpat cu numele meu și altădată cu paralele a scăpat. El a mai scăpat de multe ori, o să discutăm asta în continuare, dar vreau să mă întorc la felul dumneavoastră până la urmă, eu știu, cu umor de a privi anumite lucruri. Când spuneți, după următoarea scenă, când părinții se despărțeau, tatăl va cărat până la poartă cu gândul că va ia cu el, într-o mână patefonul, în altă mână ficiorașul, mama cădea în leșin de dramă și de bocet și dumneavoastră când ați spus într-un soi de convulsie emoțională că vreți să rămâneți cu mama, el v-a dat cu patefonul în cap și spuneți, atunci mi s-a trezit dragostea pentru muzică. Exact. Vorba e că acel patefon a fost o bucurie a vieții mele. Tatăl meu era lucrător la cooperativa sătească, era contabil din profesie și avea, cum se zice, anumite posibilități mai altfel decât alți persoane și mi-a cumpărat acel patefon care, pe urmă, eu ascultam muzică și am prins gustul de muzică. După aceea, noi, eu am mai cântat în orchestra școlii, la instrumente cu coarde. Pe urmă am achiziționat un acordeon și așa, pur și simplu, ca un amator, nu profesionist, n-am avut școală de muzică. Dar ceea ce am descoperit, eu, auzul muzical și pasiunea muzicii a fost cea care m-a însoțit toată viața. Și când am descoperit eu pe mari compozitori germani, pe Mozart, pe Beethoven și mai ales pe Bach, am spus că asta este cea mai mare bucurie. Și chiar îmi ziceam, mă, dacă eu aș fi avut în copilărie, cu dragostea mea pentru muzică, dacă aș fi avut instrumente muzicale, dacă aș fi avut o școală de muzică, nu mă mai făceam eu autor, scriitor, dar n-am avut. Dar ce vă făceți? Și singura materie de creație a fost cuvântul, care era liber și... Da, nu trebuia să te cheltuiești ca să... Adică nu e nevoie de instrumente speciale. Da. Ați vrut să mergeți la școală la 7 ani, deși toată lumea merge atunci la 8, din simplu motiv că verișorii dumneavoastră plecau deja la școală, fiind cu un an mai mari, și v-ați încleștat de ușa directorului de școală și ați zis că nu ies de aici până nu mă înscriți în școală și ați urlat într-un mod foarte, eu știu, spectaculos că l-ați convins. Da, așa a fost. Dar, de fapt, eu am început să citesc înainte de a merge la școală, de la 6 ani. Pentru că eram foarte curios cum așa lumea citește, dar eu să nu știu. Eu am fost foarte îndărâtnic și foarte ambițios și mama mea m-a învățat. Mama, care ea la școală n-a făcut, dar a deprins ceva de la frați, de la ceva. Când, după ce s-a căsătorit, tatăl meu a vrut să învețe pe dânsa școală, carte, dar n-a mai reușit. Dar nu, ea a învățat... Nu că n-a reușit, i-a rostit la un moment dat o frază magică, care puteți o spuneți. Da. Deci trebuie la vremea mea, nu am o cam uite. Acum fac eu o treabă în școala voastră. Mă este eu în școala voastră. Da. Dar școala, în urmă, nu știu. Deci a fost o manifestare de dizidență până la urmă. Da. Și când s-au dus colegii mei, prietenii, ruda mea la școală, eu am început, cum ziceam eu, am început să buhăiesc. Și buhăiești, măi, dar eu spuneam, vreau la școală, vreau la școală, vreau la școală. Și cum spune dumneata, mama mea zice, du-l la școală, o să vadă că încă e mic și o să-l trimit înapoi. Și eu când am ajuns acolo și o zis că
lasă el să mai joace un an de zile. Și a zis, nu, eu nu mă duc acasă. Și m-am înhățat de marginea ușor, ușii, și gata, am rămas. Atunci era moda să se construiască școli. Eu nu știu dacă s-au construit și în alte sate, cred că nu. Pentru că ăsta, satul meu, este un sat mare, foarte mare, și avea tradiții, avea posibilități economice și avea două biserici, una mai veche, pe la sfârșitul secolului XVIII făcut, construită, și una mai nouă, în marginea noastră de sat. Și au fost distruse bisericile, una mai târziu, dar una. Și eu am impresia, deși alți consătieni spun că nu din piatra bisericilor cel a fost construit școala, dar din altă piatră, dar eu cred că dintre aceia, și chiar dacă s-o mai... Deci școala noastră a fost construită fiind distrusă biserica. Bunelul dumneavoastră, Luca, era și el un mare cadru, a fost militar și a fost în trei războaie, cu două cruci ale Sfântului Gheorghe. Da, da. L-am cunoscut bine, pentru că el s-a călătorit din viață în 49. Deci, în copilărie, el era cel mai mult plecat de acasă. Ca și tatăl meu, de altfel. Lucra în altă parte, slujea în altă parte. Și el, cum era pe timpul țarismului, se făcea armata 25 de ani. Așa era termenul, nu? Cu 2, 3 ani sau 4, da. Și el a participat la două războaie, care a fost războiul cu Japonia. Eu când m-am trezit pe lume, erau legende multe, multe pătărâni, întâmplări, cazuri, chestii. Și li se spunea Manjuria, acolo era războiul. Da, și era un om foarte, cum să zic eu, poate nu atât de viteaz, cum spune tatăl meu spunea așa, tata Luca, deci era fricos, s-a dus odată la așezători, la fete, l-au prins niște blăcăi, l-au zgâlțit și el s-a spăriet, nu s-a mai dus la așezători și zice, și-a luat fată de peste drum, s-a căsătorit cu una de peste drum. Dar cum putea să fie el fricos dacă el acolo, fiind trimis de superiorul lui, într-o vale, așa era pe o pantă, era armata țaristă, armata rușilor, dar asta a japonezilor. Și în vale era un izvor. Da. Și l-au trimis după apă, la cișmeaua aceea acolo, cu un vas. Și când s-a dus, dar era în zorii zilei, pe întuneric încă. Și când a ajuns el acolo, vede că din partea cealaltă vine un japonez. Și el s-a pitit, cum s-a pitit, și când a ajuns acela mai aproape, a sărit în spate, l-a prins, l-a sucit, l-a dus... limbă. Și în felul ăsta a fost decorat cu crucea Sfântului Gheorghe. Fiindcă japonezul știa ceva informație, da, nu era un simplu. Sigur că da. Da, păi cum? Dar în al doilea război mondial, adică în al doilea război, de acum în primul război mondial, atunci el a fost la 1945, dar aici era un fel, el a fost unterofițer, adică subofițer, nu avea grad de ofițer și avea o companie de soldați. Și spunea că ofițerii cu grad real, adevărat, trebuia să meargă ei la atac, în război. Dar el punea pe ajutorul lui, pe unterofițer, și să meargă el. Uh-huh. Că nu vreau să riște, să moară acolo, să-l împuște. Și el a mers acolo și în timpul când erau la atac, i-a venit o schijă, ceva, l-a izbit în umăr, l-a rănit, nu știu ce, dar el n-a lăsat compania lui și a mers tot înainte și abia după ce s-a terminat lupta, s-a adresat sanitarilor tot și pentru vitejei asta au obținut și a doua cruce Sfântul Gheorghe și eu le-am văzut crucile și alea la el acolo în căsuța lui, da. Tot bunelul dumneavoastră Luca a participat, a fost și în delegația care a mers la Balta să proclame Republica, da, Autonomă. Republica Autonomă, da. Exact, a reținut dumneata. Da, și unde... Eu asta am aflat de la tatăl meu, că lucrul ăsta s-a produs în 24, când s-a format această Republica Autonomă. Dar vreau să spun, doamna Angela, că eu care cunosc ceva istorie, am studiat, acea republică a fost o creatură de stat sau un stat
fantomatic. Nu existau acolo nici posibilități economice, nu existau nici intelectualitate, nu exista nici conștiință. Intelectualitatea toată era străină. Dacă erau acolo școlile, toate sunt rusificate. Acea republică fantomă era o făcătură politică, cu bătaie lungă, pentru a crea un cap de pod de luptă împotriva României, prin Basarabia. Basarabia, când a mers, s-a făcut unirea din 18, au fugit mulți comuniști din România, din Basarabia, au fugit în Rusia. Și mergând acolo la Moscova, le-a venit ideea. Dar de ce n-am face noi un fel de republică acolo? Că acolo sunt moldoveni, sunt cu tare. Și au mers la Frunză, Mihail Vasilievici Frunză, care era unul din mari lideri ai puterii sovietice, și pe urmă la Kotovski, dar Kotovski era basarabian și fugise de aici și ardea din nerăbdarea să ia înapoi Basarabia. Și ăștia au făcut demersuri pe lângă Stalin, de acum Stalin, după moartea lui Lenin, și s-a produs această făcătură, cum îi spuneam. Și vreau să spun că acolo ideile n-au ieșit de jos din populație, că n-aveau de unde. Au venit fost... din emigranții ăștia. Au fost puși în fața faptului, de da, fapt. Da. Și primii comisari, toți, erau fie din România, fie din Basarabia. Nu și erau localnici, abia pe urmă au mai apărut. Această republică autonomă a fost declarată de către Kotovski, scena pe care o descrie dumneavoastră, deci, este absolut fabuloasă. Asta tot de la tatăl meu am aflat. E demnă de Tarantino sau de Custuriță. Da, și ei, ca să dea aparență că populația cere, care populație? Populația era gramată, întunicată, nimeni nu știa. Au ales oameni cât de cât și au dus acolo ca să asiste, că așa se făcea spectacol. Uh-huh. Era show de pe atunci. Uh-huh. Când s-a declarat Republica aceea, acel Kotovski s-a ridicat de la masa al prezidiului, a scos sabia din teacă și a strigat așa: trăiască Republica Autonomă, nu știu ce, și a dat cu vârful sabiei în sus, dar podul, tavanul era prea jos, a ajuns și s-a spart tavanul, înțelegi? Dar ce era o casă părăsită sau cine știe ce, și de acolo a curs paie, gunoaie, drept pe masa prezidiului. Într-un fel, măreția momentul a fost confirmată. Da, că a spus numai împreună cu Basarabia. Mai târziu, dumneavoastră copil fiind, ați văzut inima lui Kotovski. V-a dus tatăl să o vedeți, era într-un mare vas de sticlă. Asta era în anul 39, eu eram clasa a doua, și în 40, tatăl meu, care lucra în sistemul cooperativelor și avea posibilități să ducă copilul lui împreună cu alți lucrători de acolo, la o tabără de însănătoșire pentru copii, într-o pădure. Și pădurea aceea, unde era într-un fost conac boieresc, dar era în vecinătatea fostului oraș Bârzu. Era așa un sat, un oraș, se numea Bârzu, cu nume moldovenesc Bârzu. Dar pe urmă l-au numit Kotovski. Și când am ajuns noi acolo, tata a zis: hai să vedem mauzoleul, sau cum, al lui Kotovski. Era așa un fel de construcție în pământ, cubărai pe niște scări, acolo erau niște portrete, nu știu ce, și într-un fel de coloană de sticlă, așa, în care înăuntru era plasată inima lui Kotovski cu găurile de gloanță, făcute atunci când el a fost asasinat. Dar a fost asasinat în anul 26, sau când, da, 26, într-o localitate, Ciobanca, pe care și eu am cunoscut-o când am fost luat la concentrare, am văzut locurile cele. Și când eram eu student, întrebam: de cine l-a ucis? Cine l-a împușcat pe Kotovski? Și un profesor de la universitate, Iesaulin, cum spunea, asta a făcut o agentură poloneză, pentru că rușii au bătut polonezi în anul 17 sau 18, nu știu ce. Dar tata mea zice: minciuni. Kotovski era mare moieratic, se băga până și la nevasta adiutantului lui. Și când veneau ei
într-o seară de la un film spre casă, el cu Cotovski, cu soția lui, ajutantul cu soția lui, Cotovski i-a trimis-o pe soția lui cu ajutant să ducă încolo ca să rămâi el cu nevasta lui ajutant. Dar ajutant știa ce poamă e acest Cotovski, s-a întors înapoi și a scos Mauserul și i-a tras câteva gloanțe în inimă și s-a zis cu dânsul. Iată, asta a fost moartea lui de erou, cum se zicea. Cum ați trăit dumneavoastră războiul? Pentru că spuneți în alte interviuri că copil fiind 10-13 ani cât aveați atunci, ați luat mai mult în joacă tot ce se întâmpla. Toată lumea care sperinda pe la dumneavoastră prin casă pentru că au stat în chirie și nemți, și români, și ruși, și iarăși cehi. A fost așa. Când a început războiul, a fost absolut neopinat, absolut neștiut, neașteptat. Dar ce foarte interesant detaliu am să vă spun acum chiar. Era duminică dimineață, bombardamentele au început la 4 dimineața. Armata germană, aviația germană a pornit bombardamentele în 4 dimineața în mai multe orașe. Și primele bombe au fost aruncate asupra orașului Tiraspol. Acolo era un nod de cale ferată puternic, acolo erau elevatoare de grâu, erau obiecte strategice. Și țin minte că eu, copil fiind, am văzut așa pestizare, dar de la satul nostru până la orașul vreo 15 km, se ridica stâlpi de fum, 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 fum. Și țin minte că eu m-am dus să mă scald, era cald vara, și m-am aruncat în părăul nostru. Și țin minte că acolo era o așchie de sticlă și mi-a tăiat genunchiul aici. Până acum a fost semnul ăsta pe genunchiul drept, în sfârșit. Da. Dar pe urmă au început luptele aeriene. Aviația germană, care era foarte bine antrenată, a niște avioane foarte iuți, Messerschmitt și Stukas, apoi deasupra satului nostru așa ea, făceau ca spitacolul, mergeam, făceau unul după altul. Eu mă așezam pe o margine de deal acolo, nu știu unde, și mă uitam, era fantastic de interesant. Atâtea lucruri din timpul războiului se amintește. Și un avion din ăsta rusesc, care era din placaj și din pânză, și care, Jerca, da, și care era, cum să lupte cu Stukas, care era oțel, era... A căzut, nu căzut, dar a aterizat undeva, nu știu ce, în sfârșit, multe, multe, multe cazuri. Dar cel mai interesant a fost problema evacuării. Pe urmă ne-am întors, pe urmă cu tare. Dar ceea ce m-a întrebat dumneata a fost de acum, când vinea frontul înapoi, de acum în 44, în primăvara lui 44, când se retrăgea armata, frontul german-român, se retrăgea, dar înainte de asta a început bombardamentele asupra podului de la Tighina. Podul de la Tighina era punct strategic, obiect strategic. Apoi vineau bombardieri rusești, bombardieri mari, și lansau rachete luminescente care atârnau așa, suspendau și luminau tot teritoriul. Până la noi în sat ajungea lumina. Și vineau, unii le aruncau rachetele astea luminescente deasupra podului, altele vineau și bombardau podul ca să-l distrugă. Și țin minte că la noi în casă au stat, sau cartiruit, așa zis, în retragere cehi. Au stat germani, au stat încolo când mergeau, au fost italieni, de români, nu mai spun. Și când două detalii interesante, care merită să fie amintite, când au venit odată o trupă, o echipă de cehi, ofițerul lor era foarte supărat, dar cehii erau mânați la război ca aliați ai germanilor. Și mă întreba rusești, «Здесь Фриц спал?» Фриц, dacă a dormit germanul în patul ăsta, că el nu se culcă, se duc tot, saltea tot, se facă curat și pe urmă se culcă el. Avea o ordonanță cu care eu m-am prietenit, că eu am stat vreo câteva zile, și cântau ceastușchi pe ruschi. Măia Мила заболела, перестала, вот купить на воротах написала
без бутылки не ходить. Ce m-am mirat că în momentul în care neastră copil fiind și vă chema sau un soldat sau altul, sau un ofițer sau altul, fie că era german, fie că era, eu știu, român, părinții spuneau, du-te, du-te, că nu te teme. Adică nu era frica asta, eu știu, ancestrală de străin, de armată, de că o să-ți facă rău. Nu, 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 du-te și vezi ce te întreabă. Da, ce a fost să... așa caz. Cazul ăsta a fost când ne întorceam noi de la evacuație. Noi am pornit în evacuație în vara, în vara lui 41, da, și am ajuns până aproape de Odessa, pe urmă ne-am întors și eu m-am venit cu mama mea de mânuț pe jos acasă, până ne se duce cu căruț, să aducem bulendrele, toate cele. Și în drum spre casă, la un moment dat, în orașul Grosu, un târgușor, tot de moldoveni, vine în întâmpinare un camion german care deodată oprește, așa era într-o pantă, după o ploiță. Și de acolo sare jos un ofițer german. Și arată cu degetul spre mine și îmi spune, cum? Mine, mă cheamă spre dânsul. Dar eu, puștmitel, dacă aveam cât 10 ani, mă ascund după mama mea. Dar mama mi-a zis, du-te, du-te, te cheamă, du-te, că nu ți-a face nimic rău. Și eu m-am dus. Dacă a spus mama. Dar aveam pe mine o tunică de copil și avea niște petliță. Dar ei erau foarte curioși să vadă ce-i cu lumea asta, cum arată. Și s-au uitat la mine și au luat mâna, au văzut asta. Erați foarte trendy, așa. Da, pe urmă, m-a bătut așa cu ușurel pe obraz și a zis, Malichi Bălșevic, Malichi Bălșevic. Și gata, s-a întors, s-a dus, mai bine, nu a făcut nimic, da, da, da. Am înțeles că moldovenii își îngropaseră polobacele cu vin în pământ și când au venit nemții, nu s-au priceput că sunt în pământ îngropate, dar când au venit rușii, îmblau chiar cu niște instrumente speciale, săpau în ca să vadă unde sunt butoaiele. Doamna Angela, în timpul administrației române, dacă au fost 3 ani, vreau să spun că a fost atât de bine gospodării, atât de bine au dus-o oamenii, că au scăpat de colhoz, că li s-a deschis biserica, că li s-a întors pământurile, s-a făcut nimaipomenit, nu-și vileau o crede. După deportări, după nefoamete, după astea, au venit românii și le-au dat totul la loc. Da. Apoi s-a acumulat atâta pâine și a venit frontul, ăsta cum îi spune frontul, și frontul s-a stopat pentru 5 luni de zile, din aprilie până în august. Aprilie, mai, iunie, iulie, august. 5 luni de zile au stat și au păpat tot. Nemții, când se retrăgeau, ai noștri duceau dorul și le făceau masă. Părinții mei le făceau masă, le făceau banchet, erau fericiți. N-au venit rușii, gata. O lună de zile am mai stat noi. Pe urmă ne-au evacuat și au ars tot, au mâncat tot, au păpat. Ce să mai vorbim? Oamenii noștri erau deprinși. Pe timpul colectivizării și deportărilor, oamenii păzau, puneau pâinea în gropi. O îngropau și o ascundeau ca să aibă. Butoaiele cu vin iar ne îngropa, după căsoaia noastră, iar acolo. Mama mea a făcut o groapă chiar în casă, lângă gura cuptorului, și-a pus acolo cizmele bune, mașina de cusut, nu știu ce. Știau cum să se apere de asta. Și-au venit rușii, apemblau așa cu țăpușa, cu sârmă ascuțită, au găsit tot și-au băut, nu s-au mai trezit deloc. Când a venit ordin de atac, de pornire în august, la operația Iași-Chișinău pe care o laudă, ei erau bieți toți, ei nu s-au trezit cum au venit. Și vreau să dau un exemplu. În drumul de la Coșnița în sus, spre Dubăsari, era așa un deal, un delușor, așa o moviliță, pe care era un tank. Spune, ia că tankul ăsta a fost așa, război, eliberator. Pe urmă, moșneac dintr-un sat de acolo, cum s-a fi numit satul, poate Pohrebe, dar poate alt sat, da, și spunea că i-au găsit în Nistru, erau morți, tanchistul și 4 membri ai echipajului, da. Tancul căzuse de pe mal, de sus, de la 10 metri, cu țava în pământ.
S-a înfipt în... Și acolo s-a înfipt și acolo a stat 20 de ani sau cât a stat, pe urmă l-au scos și l-au făcut monument. Din simplu motiv că erau bieți. Erau bieți, băi. Ei nu vedeau drumul, nu știau nimic. Și odată, în loc să se ducă pe șosea, pe undeva, odată acolo și acolo au rămas. Uite, așa era chestia de astea. Așa se câștigă războaiele. După război, ați devenit student la Chișinău. Primul dumneavoastră cămin a fost o biserică. Ați locuit 125 de studenți la anul întâi într-o biserică. Cum a fost asta? Transformat în sală sportivă, dar și... Cum a fost să stai într-o cameră cu 125 de oameni? Eu am venit la facultate în 50. Când s-a fondat universitatea, căminii nu erau. Mulți lucreau pe la gazde, pe nu știu unde, iar pe noi ne-au cazat în fosta catedrală a facultății de teologie. Acum e biserică. Eu am fost nu de mult pe acolo și am văzut cum au amenajat biserica universității de mare frumusețe, dar au reformat, au reconstruit, au reamenajat cu niveluri, cu toate astea. Și acolo era așa, sala mare, toate picturile care erau din biserică s-au păstrat, erau intacte. Episoade din Sfânta Scriptură, din Evanghelie. Deasupra patrului dumneavoastră deasupra, ce era? Da, și erau patru rânduri de paturi, așa, și sus unde era hora sau strana, unde era corul, și acolo locuiau. Și în altar locuiau. În altar erau vreo 10 paturi. Și țin minte că poetul Vitalie Filip locuia în altar. Și când a venit eu odată, el stătea cu un picior pe un pat și cu alt picior și recita versuri, că el era poet și se publicase de acum la Chișinău în revista Octombrie, da. Acolo noi am fost cazați, da. Și erau cele 10 porunci la intrare, acolo scrise tot. Pe urmă ei nu știu ce au făcut, au tras cu tencuială, au închis, au acoperit, dar acolo s-a păstrat. Cât ați trăit în biserică? Am stat acolo, știu eu, vreun an. Pe urmă, cum era iarna? Cum vă încălziați? Da, tot iarna, frig. Pe urmă am stat în curte, erau tot niște dependinți din asta. Într-o parte stăteam noi, în altă parte erau câinii care făceau experiență biologie. Așa că noi eram vecini câini. Și în perioada aceea a început construcția de cămine lângă stadionul central. Acolo și pe urmă ne-am mutat de acum acolo la căminele de lângă, între stadion și între pușcărie. Ce interesant. Exact cum e anecdota cu Abramovici. Zice, Abramovici, când era liber, trăia vis-a-vis de pușcărie, dar acum trăiește vis-a-vis de propria lui casă. Trăia între pușcărie și stadion. Fiindcă vine vorba de pușcărie, tot atunci tatăl dumneavoastră a fost judecat. Dar istoria este absolut fabuloasă. El s-a îmbătat. A fost să ia salariul angajaților cooperativei și fiindcă el nu putea trece prin sat fără să nu cestească un pahar, 2, 3, 4, 58 cu oricine ne merea în cale, a dormit într-o grădină, i s-a furat geanta cu salariul și atunci mama dumneavoastră s-a dus la raion și a zis, faceți-i vreo revizie și vedeți că... A fost, că au trecut vreo jumătate de an, vreun an, dar el era foarte supărat că uite așa și așa, dar până la urmă a înțeles și zice, dar știi, că bine a făcut mama ta. Că eu dacă nu ne meream aici, nu mă mai trezeam și mă prăpădeam. Și a început să mulțumească, cum se zice. Da, dar a fost acolo... I s-au dat 20 de ani, știi, totuși. Știi, doamna Angela, suma sau risipa sau neajunsurile de bani nu au fost așa mari. Casa noastră a fost apreciată la 6.776. 6.776, eu am ținut minte. Nu era o sumă mare, dar știi ce era? Două momente agravante. Că chipurile s-au făcut afaceri între contabil și ajutorul lui și președinte și de acum trecea la capitolul grup, în grup. Mm-hmm, organizare. Infracțiune sau infracțiune în grup. Asta una. A doua, funcționa atunci legea din 47, o lege draconică stalinistă, care stipula așa, că dacă cineva fură de la stat ceva sau de la colhoz 3 ștuleți,
de la 8 la 10 ani închisoare. Este o legere draconică. Deci, ei au fost judecați pentru 20 de ani. 20 de ani, ți închipui, pentru nimica. Sau pentru lucruri ușoare. Pentru că în cooperativă ce era? Acolo s-au găsit niște lipsuri, niște lăți, au putrezit, nu știu ce. Au luat salariul pentru că n-aveau de unde să plătească și s-au găsit din niște... Faptul că a fost judecat da, e una. Da. Dar a început de la mama mea. Mama mea a fost asta. Acum eu mă gândesc, uite cum s-a întâmplat. Când, perioada când a fost deportat tatăl ei, s-a comis o mare nedreptate și a venit vremea ca să suferi și alții, pentru care a nimerit și părintele meu. Deci, nedreptăți peste nedreptăți, nelegiuiri peste nelegiuiri, pentru că nu era o lume normală, nu era să domine legea, dar domina bunul plac al regimului și al ăsta. Nu era mare brânză cu pagubele care le-au făcut ei ceva. A fost judecat pentru 20 de ani, casa dumneavoastră a fost confiscată, mama dumneavoastră locuia în propriul sarai, în casă nu mai avea voie să locuiască, unde fusese mutat un milițian uzbek, care îi mai făcea încă și șicane. Până la urmă, ce s-a câștigat din acest... Doar faptul că dumneavoastră ați corespondat 4 ani de zile cu tatăl dumneavoastră și ați avut o corespondență fabuloasă. Da, asta a fost. Vreau să vă spun că în biografia mea, când recapitulez, eu observ sau constat lucruri care au fost teribil de violente, teribil de șocante, teribil de triste, de tragice. Și că nu s-au terminat acolo. Au fost și mai departe. Dacă eu am făcut universitatea și am fost lăsat la doctorantură, eu făcusem ziaristică. Eu lucram student fiind, făceam ziaristică și la doctorantură făcut ziaristică. Știu că ați când lucrat inclusiv de... ca să răscumpărați casa, ați strâns da, bani de bani. Am strâns bani toți anii, eu am lucrat, eu făceam reportaj, relatări, micro... portrete, ceva, umblam prin oraș. Orașul îl circulam, cum zice, îl călcam de la un capăt la altul. Făceam de la fabrica de piei, ieșea undeva unde combinatul de tutun era o fabrică, nu mai este. Când s-a construit, așa zis, unde era uzina de tractoare, înainte era un fel de micro-uzină de metalurgică. Pe acolo umblam cu tatăl. Și câștigam niște bani, onorar să plătea, și trimiteam 100 de lei mamei ca să pună la grămadă, să ne adunăm suma, să ne răscumpărăm casa. În cât și asta a fost 3 ani de zile. În 50 ne-au confiscat-o și în 53, în primăvară, nu în primăvară, tocmai aproape de pieirea tiranului Stalin. Tatăl meu spunea, nu plătiți, nu dați, că de grabă nu știu ce, că ei aveau niște informații, o să fie amnistieri, nu știu ce. Și noi totuși am făcut, pentru că nu o să mai putea în sfârșit. Iată așa a fost. Dar casa aceea era să fie dărâmată de câteva ori. Când era bunelul deportat, nu știu cum a scăpat, și când era tatăl meu, iară devenise confiscat și iară era să fie deportat. Și numai oameni buni s-au găsit și au păstrat-o. Și iată până azi, eu am grijă de casa aceea. E un gest frumos că ați păstrat-o până acum. Deși mama dumneavoastră spunea că nu i-a dus noroc. Da, ea a avut, sărmana, convingerea că nu i-a fost noroc. Dar, mă rog, asta este. Fruntea înaltă, largă și netedă, domină fața și dovedește spirit de analiză, memorie și capacitatea de a îmbrățișa idei noi. Sprâncenele rare, total nedefinite, trădează un om singuratic, pe care viața îl pune la multe încercări. Alunica în relief dintre sprâncene indică posibilitatea unui moment dramatic în al 4-lea deceniu al vieții. Dar ridurile din colțul ochilor, cu încăpăținare de a urca în sus, ne spun că omul acesta e un supraviețuitor. Cutele adânci, orizontale de pe partea de sus a frunții și de la mijlocul bărbiei, indică posibilitatea de a deveni o autoritate morală pentru ceilalți. Nasul cărnos, rotunjit, trădează generozitate și spirit gospodăresc.
iar cutele din jurul gurii, dublate de linia rece a pleoapelor și cuta orizontală dintre sprâncene, ne arată că acest om este sfârmat de contradicții interioare și de o amărăciune strânsă în timp. Ați debutat la 25 de ani cu o cărțulie pentru copii. Cei ce v-a nemulțumit foarte tare pentru că dumneavoastră vă credeați un autor de epopei și vroiați să faceți lucruri mult mai importante. Ați scris prima carte, da, prima carte serioasă, cum o ziceți dumneavoastră, după 34 de ani, dar să ne întoarcem la 33 de ani. Mama dumneavoastră îți fere foarte mult pentru că v-a prezis cineva că o să aveți o cumpână foarte mare la 33 de ani. Și chiar a venit să vă vadă dacă sunteți în ordine și dumneavoastră tot așteptați să treacă cu bine această vârstă și să vă concentrați să scrieți cartea vieții dumneavoastră. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Da, asta a fost o mare minune, un mare miracol și o tragedie a vieții mele. Pentru că mama mea, pe parcursul ultimilor ani, 10-20, simțea rău, mergea la medici. Pe urmă dat, fiindcă era singură și avea grijă de casă, fugea de la spital. Uneori nu să-i luau hainele, i-a rugat să-i aducă haine, fugea și venea și nu s-a mai tratat. Și iată, în 64, eu făceam 33 de ani și ea a venit la mine în toiul verii ca să fie alături de mine. Eu pe urmă am aflat care a fost subtextul. Ea știa încă de mic, când aveam eu un an de zile, ea m-a dus la ghicitoare și m-a ghicit. Și aceste ghicitoare sau zodierii aveau foarte mare dreptate când spuneau așa. Un copil, dacă a supraviețuit și a făcut un an de zile, să știți că la 33 de ani o să aibă o cumpănă mare. Un copil, dacă a trăit 2 ani sau 3 ani, să știe că la cutare vârstă o să aibă cumpănă mare. Eu am găsit o carte a marelui naturalist francez care se numește Claude Leclerc Buffon, unde are el tabelul viața omului până la 85 de ani și spune același lucru. Pe o coloană merge vârsta omului și pe altă coloană merge cât mai poate el să trăiască, cât poate să zice. Și merge așa. Dacă ai făcut un an de zile, ai șansa să trăiești 33 de ani. Dacă ai făcut atâta. Și merge în descrescendo. Aici vârsta crește, dar aici scade. Și când ajunge la vârsta mea, care am avut-o eu la 85, când m-am uitat, aici se încheie tabelul lui Claude Buffon. Dar s-a mărit speranța de viață. Și spune, în cealaltă spune, încă 3 ani mai ai șansă să trăiești. Pe urmă spune încă atâta, și apă încă atâta, și apă spune, și apă nu mai spune nimic. Iată așa a fost. Și mama mea s-a dus acasă, a văzut că eu am trecut pragul acesta de vârstă și peste 3-4 zile vine îndărât. Ea de acum era bolnavă, gravă. Și spune, ia că m-a trimis la doctor aici. La care? La oncologie. Și ea îmi spunea, du-te la doctor, du-te și dă-le niște bani să mă ajute să mă scape. Eu am mers la doctor, pe la casă, la operator și am spus, dacă venea cu 3 luni de zile mai înainte, poate că avea șansă, dar acum mai târziu. Iată, asta a fost. Și eu, pe urmă, mai târziu, după ce s-a întâmplat catastrofa, ea a mai dus-o încă 9 luni. Și vreau să spun o chestie mistică, doamna Angela. Cu 3 sau 4 luni înainte de a veni să vadă că am trecut de vârsta fatală sau fatidică, sunt două termene, fatal și fatidic, eu am avut un vis premonitoriu. Eu am visat-o pe mama mea pe o parte de sat care era dinspre șosea, să se cheamă partea aceea în deal la Cruce. Și este așa un drum care merge spre locul unde se afla crucea, aceea răstignirea. Și mama mea era dusă de 2 vlășgani în alb, ca 2 sanitari, o duceau încolo. Și ea striga, nu mă duceți, nu mă duceți.
Că eu vreau să-mi salvez copilul meu. Copilul meu să-l salvez. Și eu nu știam. Cu mult înainte de operație, cu mult înainte de compania aceea. Pe urmă eu mi-am adus anii din nou. Și probabil că visele totdeauna au un substrat real, dar probabil că ea știa. Era, durerile ei erau atât de mari cât ea simțea că trebuie să se adreseze la medici, să ducă la tratament, dar nu se ducea pentru că vroia să vadă că eu am trecut cumpăna asta, pragul ăsta. Un anumit fatalism care... Da. Dați dumneavoastră un citat din ceea ce a zis ea când ați mers la ea la spital, că așa mi-au ieșit socotelele. Da. Pentru că acum o să fie liniștit, o să fie liniștită și Mahala, nu o să mai audă scandaluri, da. Acum da. O să liniștească da. Toată lumea. Eu adică, cum cât de dureros a fost... Un fel de atitudine miorit, că de ce să-ți sacrifici viața când puteai să o rezolvi oarecum altfel mai... Da. Când nu ți s-a cerut acest sacrificiu. Da. Ea a fost o femeie foarte pătrunzătoare, foarte isteață și a înfruntat destinul, dar l-a făcut conștient și cu atâta curaj. Înțelegi cum mă simt eu în fața ei, mă simțeam vinovat. Nu i-am spus de boală, nu i-am spus, că așa era, cum zice, canonul. Doctor, nu trebuie să-i spui omului că el, gata, e condamnat. Și ea, sărmana, a făcut tot. L-a luat pe rudele ei și a dus-o la alți medici, a mers la Odessa și aceea nu i-au spus. Și ea mi-a spus odată în spital, când am vizitat-o eu, a zis, dacă aș ști că eu nu mai am scăpare, nu mai am zile, zice, aș băga un cui în rozet, în priză și m-aș ucide. Adică să nu să scape de chinuri. Dar a suportat cu atâta curaj, cu atâta rezistență chinurile astea, că a ajuns neagră ca frunza vește de uscată. Tot. Dar lucidă. A murit lucidă. Și în ultimele zile, pe lângă dânsa, era sora Sofia, mai mare, și când a simțit că se stinge, de-abă nu mai putea să rostească, să articuleze o vorbă și a arătat așa. Adică să-i dea în afară, să-i dea sfântă împărtășa. Așa a fost. În schimb, peste un an, dumneavoastră, v-ați lansat cu zbor frânt. Și a fost un an... Da, cariera mea literară a fost foarte complicată. Eu am început și am scris o serie de câteva cărți pentru copii, pentru că știam de posibilitățile mele literare și de experiență și de vocabular și de pregătire, de toate. Știam că trebuie să încep de la mic, de la puțin. Uh-huh. Am scris texte mici, mici, mici. Nu, dar simțeam vorba... că aveam forță, aveam potențial, aveam energie. Da, dar asta a durat. 66, eu debutat 4 canonici. Da, eu am debutat, nu editorial, dar în presă, am debutat la 17 ani cu Poezioară, despre anul nou, despre Bradu, în ziarul raional. Pe urmă am debutat la Chișinău, în ziarul, în revista Copiilor, Scânteia Elenistă. Iar aceste novele le-am editat, cum se zice, în câteva cărțile. Și uite, când am pierdut pe mama, asta a fost imboldul și stimulul cel mare. M-a întrebat odată de ce scriu, pentru ce scriu Ionel Oprișanu, profesorul de la București, și eu i-am răspuns într-un interviu. I-am spus așa, când a plecat mama mea, eu umblam prin oraș după o mormântare și mă izbeam cu capul de copaci, de pereți, nu știam pe ce lume sunt. Și ziceam, gata, eu nu mai am zile pe acest pământ. Și iarăși a venit ca atunci când am aflat enigma familiei mele, eu trebuie să fac ceva, eu trebuie să mă ocup de ceva, trebuie să încerc ceva ca să ies din asta, că altfel m-am pierdut. Și am pornit. Dar aveam o nuvelă, exact care era subiectul acelui Isai, trecut din pe un mal pe altul, de vreo 6-7 pagini.
Și m-a luminat Bunul Dumnezeu și am revenit la noviala aceea și am dezvoltat, am amplificat, am structurat, am concretizat personajul și am scris în 3 luni de zile, a fost gata, a scris carte. Dintr-o revărsare, dintr-o mare durere, această carte Zbor Frânt, care i-am dedicat-o memoriei mamei mele. De asta a fost. Și de atunci eu mi-am dat seama că orice carte a mea este fructul sau rezultatul unei șoc existențial sau unei dureri sau unei cumpene mari din viața mea. Altfel n-aș fi scris nimic și nici nu m-aș fi produs. Și viața m-a pus la încercare. Dar a durat. Dacă eu am început să compun niște versuri, niște stihuri, cum le zicea odată cineva, și până la Zbor Frânt în 65, apoi au durat ani de zile, 15 ani sau cât, am lucrat. Fără de asta, ca să faci proză, să scrii, trebuie să ai experiență de viață, trebuie să ai substanță, să ai, cum zice un termen literar, propria biografie este bazinul din care își extrage autorul creația lui. Nu se ia. Acum există un precept că literatura se face din literatură. Adică citești literatură și faci literatură. Unii o și fac. Dar eu știu că eu simt foarte bine că asta e fals. Da? Pot să spun așa. Este un regizor român, Puiu, care a făcut epocă, care a făcut studii în Elveția și el scria într-un interviu că la fiecare promoție, fiecare student trebuie să prezinte o operă de totalitate. Cear. Și vine fiecare cu absolvent, vine cu opera lui, cu filmul lui. Și unul din juri îl întreabă, da, dumneata, ești, cunoști tehnica, tot. Dar ia spune-mi, ce ai pus dumneata din ființa și din existența ta acolo? Și eu zic, eu imediat simt dacă asta e literatură din literatură sau este fiorul vieții, că din lecturi n-ai să faci literatură autentică. Poate alții așa, știi, care citesc superficial, cu pe diagonală, nu știu ce li se va părea. Acum sunt cărți așa multe, chiar am citit una unui băiat care a prezentat la Uniune, la juriu, foarte bine scris, corect, dar nu e. Nu se vede emoție. E semne fabricate, din reciclate, literatură reciclată. Nu știu dacă asta e o formă de generozitate a vieții, câteva dată să duceți ca să puteți scrie ceea ce ați scris. Mi-am adus aminte de un vers care l-ați dedicat fiului dumneavoastră. De ce au fost tăiate ferestrele în ziduri? Nu ca să intre lumina, dar ca să intre întunericul. Cum ați trăit moartea fiului dumneavoastră? Nici asta nu m-a ocolit. Să pierzi tu un copil după ce l-ai născut, l-ai crescut mare, la 24 de ani, să-l pierzi. Ce s-a întâmplat? Asta nu m-a ocolit. Și când? Când eu eram sub cuțit, la operație, în spital, când eu încă nu mi-am revenit de la narcoză, să vină să te anunțe că iată, fiul tău s-a pierdut. Doamne, eu nu știu. N-a fost o operație atât de grea, dar a durat, reconvalescența a durat 3 luni de zile în loc de 2 săptămâni. Eu umblam prin sălile cele ale spitalului numărul 3, iarnă, frig, nevoie. Mă trezeam noaptea și fixam pe foi de ziar, că n-aveam nici lumină, nimic, fixam durerile și gândurile și cuvintele despre care ai pomenit. Mergeam la geam și îmi puneam fruntea că era fierbinte, ca să recoresc la geamul înghețat. A fost foarte tragic. Ce fel de copil a fost, dacă a avut, mă rog, la 24 de ani, când ești în plină speranță? Eu am vrut încercat să mă dumiresc și să ce aflu. Ce fel de tată ați fost? Și n-am putut să aflu decât foarte puțin. A avut probabil ceva ereditar. Ereditar, că el a avut tentative de suicid și mai înainte, dar eu nu mi-am dat seama.
Când a ajuns el student, la un moment dat a constatat că nu are capacități, energie de a face studii. Și cu greu, cu greu a terminat studiile și a fost repartizat la o cale ferată, la Basarabeasca, că el a făcut Politehnica și mergea și însoțea vagoane cu produse alimentare din Moldova, în Rusia, încolo. Și nu cunosc eu detalii, pentru că s-a întâmplat în perioada când el de acum lucra și a venit acasă. Și cu maică-sa nu se înțelegea. Avea o dragoste, o fată, care la fel avea neînțelegeri, nu știu ce. Tare mă tem eu că a fost contaminat de narcotice. Da, circulă discuții despre asta. Pentru că ei circulau drumuri lungi, nu știu ce. Și care a început să încă din liceu. Da, de atunci. Din scrisorile lui, din asta, eu am făcut multe supoziții. Da, și el și-a dat seama. Și probabil că a fost și ceva intim între dânsul și fata lui. Ori nu s-au înțeles, ori ea a rămas gravidă, urma să nască, el nu vroia să căsătorească, nu știu ceva. Și probabil că a ieșit, a găsit singura soluție de a pleca din viață. Da, dar a fost în casă, în casa propria lui casă, nu în altă parte. Da. Dumneavoastră cu mama lui mai erați împreună sau erați divorțați? Da, eram. Sigur că eram împreună, dar eu eram la operație, eu eram internat. Asta a fost în ianuarie 87. Ați fost un tată prezent în viața lui sau erați mai mult preocupat de literatură decât de... Nu, m-am ocupat de ambii copii. Eu am un fiic și el... Care e doctoriță, da? Nu e doctoriță, e matematică, adică programistă. Am fost informată greșit. Programistă, da. În schimb, tot la spital v-ați găsit noua iubire. Când eram la spital, de acum o cunoșteam, dar așa, extraconjugal, cum se zice. Deci, sunteți noi am avut, între prima soție și mine, au fost multe neînțelegeri sau multe fricțiuni sau multe discordii din motivul că chiar din primii ani de căsătorie sau chiar încă de când nu eram căsătoriți, ea era suferind, era bolnavă. Era bolnavă, suferea de o boală astmă bronșică, care a urmărit-o toată viața. Rudele mele spunea, tu nu trebuie să ai de-a face cu fata asta, nu știu ce, dar eu, dacă eram îndrăgostit tot, am fondat familia, familia nu s-a produs, nu s-a consolidat. Și pe urmă, când au apărut copiii, am stat în familie ca să cresc copiii. Și am crescut mari și abia pe urmă prima soție... Dar ați repetat într-un fel modelul părinților, dacă da, îmi dau bine seama. Da, am stat în familie, da. Când am divorțat târziu, dar înainte de asta am avut cunoștință cu cea de-a doua consoartă mea, dar s-a întâmplat că aveam o rudă, un verișor în sat. În sat avem un verișor, asta a fost prin anul 72. Și acel verișor făcuse armata... Și probabil că a fost la armă rachetară, a fost iradiat și avea dereglări psihice. Și părinții lui m-au rugat, el de acum era căsătorit, tot avea neînțelegeri cu soția, m-au rugat să găsesc un doctor psihiatru ca să-l consulte și să-l ajute. Și un coleg de la școală, de la Colegiul de Medicină, mi-a recomandat pe doamna asta, Alexandra. Și noi, într-o seară, ne-am îmbarcat în mașină, eu la volan, după serviciul ei, am mers în sat ca să-l consulte. Și mergând în sat, tot drumul am discutat. Și eu, care avusesem o experiență amară cu doamna mea, că doamna mea a avut tot criză psihică, care a fost internată la spitalul respectiv, eu eram inițiat... consultasem, citisem multă literatură de psihiatrie și s-a dovedit că era foarte interesantă această conlocutare sau condromeața noastră și s-a produs un circuit scurt. În timpul acela, drumul, când mergeam noi să-l salvăm pe verișorul meu. După care a început și s-a legat această relație care a durat ani de zile. A
A durat ani de zile până noi ne-am adunat. 15 ani. Se închipă eu. A avut răbdare, doamna, cu dumneavoastră? Da. Au fost multe, multe lucruri, multe triste, dar asta au fost. Viața nu este atât de roză cum pare, dar din durerile astea se nasc lucruri frumoase. Dumneavoastră care spuneați că sunteți născut pentru a scrie o epopee, ați scris-o până la urmă, ați făcut 2000 de pagini cu cumplite vremi, sunteți mulțumit? Aveți măcar un cititor viu care a trecut cele 2000 de pagini? Sunt câțiva. Nu m-am gândit niciodată să scriu această carte și această epopee, dar ea, în virtutea felului meu de a fi și a destinului meu, tot dintr-o durere s-a născut această carte. În 69-70, eu am lucrat la o carte despre destinul tragic a unui personaj, care nu era altceva decât expresia tragismului existenței noastre, a intelectualității noastre, carte care mi-a fost blocată, cenzurată și asasinată. Și a stat ani de zile până să se publice. Deci, cărțile mele, dacă prima carte, Zbor Frânt, a fost fructul sau rezultatul unei pierderi mari, romanul istoric a fost rezultatul sau consecința asasinării alte cărți. Înțelegi? Uite, asta a fost, s-au născut cărțile mele. Deci din durere. Nici o carte nu s-a născut din bucurie. Nu, nu. Și mi-am dat seama că formula tragicului este cea mai adevărată și mai aproape de existența umană. Hai că postmodernismul o ia cu ludicul, cu ironicul, cu nu știu ce. Destinul omului pe pământ este tragic. De ce? Este tragic. De ce? Așa e. Unde este ideea de fericire? Așa unde este ideea de lumină, dreptate? Așa, e, așa este. La vârsta asta eu pot spun că viața este o iluzie frumoasă, dar până la urmă se spulberă. Și n-ai încotro. Se spulberă.